Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV ne aflăm la Muzeul Gazelor Naturale. Participăm la o acțiune intitulată Copacul Lecturii. Invitații au fost elevi de la școala gimnazială numărul 7. Stăm de vorbă cu Oana Dumitrian, specialist în relații publice, care ne va oferi mai multe informații despre acest eveniment și, bineînțeles, coordonatorul acestui, acestei activități, doamna profesoară Jiga Daniela. Bine ați venit la Muzeul Gazelor. Aș vrea să vă întreb cum ați reușit să-i pe acești tineri minunați să facă parte, iată, dintr-o echipă de teatru. Mulțumesc! Copiii au dorit ei, a fost dorința lor și noi avem o echipă de teatru, o trupă de teatru de câțiva anișori. Eu personal, eu o numesc trupa Ghiocei, a școlii gimnaziale numărul 7 Mediaș și fiecare an coptăm alți copii, alți copii, depinde de, de, ei și de dorința lor. Bine, teatru pentru mine înseamnă mai mult decât o profesie, că am văzut că ați întrebat dacă ar dori să devină... Teatru înseamnă cumva să-ți depășești emoțiile, să, să depășești niște blocaje emoționale pe care le avem toți mai înseamnă și o atitudine care să o ai în fața unui public, în fața colegilor, în fața clasei, nu neapărat ca o meserie. E o fel de o lecție de viață. Cu siguranță, i-am văzut și pe ei, foarte dezinvolți, deși în spate i-am văzut pe colegi care chicoteau, dar nu s-au sfit văzându-i pe colegi și m-am bucurat să văd acest lucru, pentru că până la urmă, dacă facem ceea ce ne place, nu contează ce spun cei din jur. Da, așa este. Cum îi convingeți să citească într-o lume în care vorbim despre faptul că tinerii poate citesc mai mult rezumate sau poate nu vor să mai citească autorii clasici, canonici? Da, este o provocare, într-adevăr. Este o, o perioadă în care tehnologia acaparat. abundă și acaparat. Nu știu dacă neapărat vreau să-i conving cumva îi atragem prin poveste, prin uh, anumite situații de viață, prin anumite ale personajelor, prin anumite reacții la situații de viață ale unor personaje sau eu mă folosesc și de teatru, de operele dramatice care vin să-i să ajute, să îndemne la citit. Este și asta o cheie de lectură. Așa e. Și bănuiesc că le face mult mai plăcută și ora de limbă și literatură română. În clasa 8 -a fiind, sunt preocupați probabil de examen, dar iată că reușesc să facă și altceva pe lângă. Da, sunt preocupați. Sigur, noi repetițiile nu le facem în timpul orelor, le facem după ore și asta este efortul lor și este de apreciat. Efortul lor, al nostru, al colegilor. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru copilași? Cu ce le îmbunătățește viața cititul? O, oh, da. Să persevereze. Sfătuiesc să persevereze. Într-adevăr, nu chiar din orice carte și orice apare scris, să învățăm ceva. Desigur sigur că putem lua și exemple avertisment. Și de acolo putem învăța ceva. Și, într-adevăr, este foarte important ca noi, dascălii, să colaborăm cu părinții, cu familia, să știm ce citesc copiii, cum citesc, ce anume le hrănește mintea, pentru că, la urmă, e vorba de creșterea lor morală, spirituală, civică. Am găsit iată astăzi la Muzeul Gazelor Naturale cu o activitate dedicată lecturii și teatrului. Despre ce este vorba? Copacul lecturii se numește activitatea noastră. Știm cu toții, mai ales noi ca și părinți și nu numai, conștientizăm faptul că lectura este esențială în dezvoltarea intelectuală și emoțională a unui copil. Și atunci ne-am gândit cumva să organizăm o astfel de acțiune prin care copiii să se autodepășească. Cumva și atunci le-am propus copiilor de la școala gimnazială numărul 7, clasa 8, -a, să vină și să împodobească copacul pe care le-am realizat special pentru ei. A fost o acțiune mai mult decât deosebită pentru că au fost extrem de dezinvolți. Le mulțumesc pentru această cale, pentru că, iată, datorită lor acest copac al lecturii a prins viață și așteptăm ori de câte ori să vină aici la Muzeul Gazelor Naturale și să organizăm împreună la evenimente la fel de frumoase ca și acesta. Ce clasă a fost invitată, ce clasă și de cine au fost coordonați? Copiii au fost coordonați de doamna profesor Daniela Jica. Au făcut fac parte din cadrul școlii gimnaziale numărul 7 din mediaș, clasa a 8-a. Apreciez cu atât mai mult cu cât și-au făcut timp, fiindcă știm cu toții, se pregătesc, au avut loc simulările, se pregătesc intens pentru examenul de capacitate, însă cu toate acestea și-au făcut timp pentru noi astăzi și, repet, a fost o acțiune mai mult decât deosebită.